vrem ca în această seară să mai petrecem câteva clipe înainte ca să mergem înaintea Domnului în rugăciune și să avem timp în care să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, cu laudele noastre, cu cerințele noastre, cu problemele noastre, cu mulțumirile noastre. Să medităm puțin mai profund la ceea ce înseamnă a sluji pe Dumnezeu, a fi mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 100, așa cum am văzut, aduce înaintea noastră cumva la set, la pereche, o poruncă și anumite motivații, o motivație pentru a împlini această poruncă. Porunca este arătată prin trei imperative principale. Strigați de bucurie către Domnul, este primul. Slujiți Domnului cu bucurie. Și în versetul 4 ni se arată că trebuie ca să îl lăudăm și să-i mulțumim. Asta este slujirea care ni se cere. Într-o singură propoziție am putea spune că ni se poruncește să îl slujim pe Dumnezeu cu bucurie prin lauda și mulțumirea care să i-o aducem în mod continuu. Asta vom face pentru veșnicie. Și după aceea am văzut faptul că există și anumite motivații și acestea sunt subliniate pentru noi în două locuri, în versetul 3 și în versetul 5. Și lucrul acesta este clar prin felul în care sunt introduse aceste motivații. În versetul 3 ni se spune faptul că trebuie să știm anumite lucruri, da? Ceea ce știm, ceea ce gândim, până la urmă motivează ceea ce facem, felul în care acționăm. Și în versetul 5, care începe căci, adică în concluzie sau ca atare, căci pentru că Domnul este bun, în veci ține îndurarea Lui. Astea sunt motivațiile. Pentru că Dumnezeu, pentru că Domnul este Dumnezeu, pentru că El este acela care ne-a întocmit și a Lui suntem, pentru că suntem poporul Lui și turma pășunii Lui, pentru că Domnul este bun și pentru că în veci ține îndurarea Lui și din neam în neam credincioșia Lui. Am vrea în această seară să privim la 7 motivații pentru care trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, să-L lăudăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu în mod continuu. Să subliniem 7 motivații care să ne fie de ajutor încât să fim angrenați, să fim motivați, să fim mobilizați în această slujire și să o facem din bucurie, cu toată inima. Nu vrem doar ca să aducem o slujire înaintea lui Dumnezeu care este lipsită de bucurie. Aceea nu este adevărata slujire. Aceea nu este primită de Dumnezeu. Vrem ca inimile noastre să fie motivate, să fie atinse de Dumnezeu în așa fel încât să vrem, dintr-o inimă bucuroasă, să ne închinăm lui Dumnezeu, să îl adorăm, să îi mulțumim, să strigăm de bucurie înaintea Lui. Prima motivație este realitatea că Dumnezeu este sfânt. Realitatea că El este distinct de tot. El este necreat. El este desăvârșit. El este perfect. În alt fel de a spune, El merită această laudă. El este așa de special încât El merită ca să fie iubit în acest fel. El merită ca să fie adorat în acest fel. El este demn ca noi să ne găsim în El toată bucuria. Dacă nu ar fi așa, Dumnezeu ar fi un egomaniac, ar fi un nebun, ar fi un asupritor care vrea ca să ne subjuge, care vrea ca să ne fure bucuria supremă, cerându-ne ca să ne bucurăm în El. Dar pentru că El este sfânt, adică deoparte, separat, distinct de tot ceea ce există, El este suprem, El merită această închinare, El merită această slujire. Dacă există cineva care merită toată slava, care merită toată adorarea, acea persoană este prin definiție Dumnezeu. Dacă există o ființă
care să merite slujirea noastră, care să merite devotamentul nostru total, care să merite ca bucuria noastră să se afle în acea ființă. Acea ființă, prin definiție, este Dumnezeu. Sfântul Anselm spunea că Dumnezeu este ființa față de care altceva mai mare nu poate fi conceput. Probabil că rețineți, când am studiat împreună argumentul ontologic pentru existența lui Dumnezeu, ne-am uitat la argumentul acesta ontologic al lui Anselm. Anselm a fost un călugăr în secolul XII, care i-a plăcut foarte mult filosofia și a argumentat în mod filosofic pentru existența lui Dumnezeu, folosind acest argument ontologic. Argumentul ontologic, dacă nu rețineți, este pe scurt acesta. El are două premize și o concluzie. Prima premiză, Dumnezeu este ființa față de care altceva mai mare nu poate fi conceput. A doua premiză, ființa față de care altceva mai mare nu poate fi conceput există. Prin urmare, concluzia, Dumnezeu există. Asta este varianta cea mai scurtă a argumentului ontologic. Dacă există, postulează Anselm, dacă există o ființă care o putem concepe ca și fiind supremă, ca și fiind mai mare decât orice altă ființă, acea ființă este Dumnezeu. Și ca atare, dacă acea ființă supremă există, Dumnezeu există. Contraargumentul la această postulare, la acest argument, este acesta. Și Anselm, în argumentările lui, s-a confruntat cu această contraargumentare. Și anume, dacă Dumnezeu este doar un concept în mintea noastră, dacă noi putem concepe o ființă supremă, dar acea ființă supremă este doar atât, un concept în mintea noastră, da? Nu este o realitate. Răspunsul împotriva acestui contraargument constă într-o variantă mai amplă a argumentului ontologic, care este bine de știut și de înțeles de fiecare dintre noi. Și ea merge cam așa. Premiză. Dumnezeu este cea mai mare ființă care poate fi concepută, prima premiză. A doua. Dacă Dumnezeu ar exista doar în intelectul nostru, doar în gândirea noastră, atunci ar putea exista o ființă care să fie concepută în intelectul nostru și în realitate, care ar fi mai mare decât doar acea ființă care există doar în intelectul nostru. Face sens? Deci, dacă există o ființă supremă care noi o concepem și există doar în gândul nostru, oricare dintre noi poate concepe că o ființă care există cu adevărat, ca cea din gândul nostru, este supremă acelei ființe din gândul nostru. Logic? Da? Eu zic, trebuie să existe o ființă supremă. Ființa asta supremă care e în gândul meu este la un nivel, ființa aceasta supremă în realitate este supremă la cea care este în gândul meu. Premiza 3. Acea ființă, în realitate, ar fi mai mare decât una care există doar în intelectul meu, doar în gândul meu. Concluzia, prin urmare, Dumnezeu trebuie să existe nu doar în gândul meu și în realitate, da? Poate că este greu de urmărit, dar este de fapt cât se poate de logic și de simplu. Concepem fiecare dintre noi că ar trebui și poate exista o ființă supremă. Descartes la un moment dat zicea că simplu fapt că noi concepem perfecțiunea este dovadă că perfecțiunea trebuie să existe. De unde conceptul acesta? De unde umanitatea, oamenii așa de imperfecți? Ne uităm la noi și vedem faptul că suntem imperfecți. Am fost născuți imperfecți, trăim imperfecți și murim imperfecți. Și totuși, oameni de pretutindeni și în toate timpurile au în ei conceptul acesta că perfectul trebuie să existe. Descartes spunea, simplu fapt că putem concepe conceptul perfecțiunii este dovada a faptului că Dumnezeu există și că El a creat Universul. Faptul că există această ființă supremă numită Dumnezeu este un fel mai amplu de a spune că Dumnezeu este sfânt, adică El este perfect, El este distinct, El este desăvârșit,
El merită toată slava și toată slujirea și toată închinarea noastră pentru că El este Dumnezeu. Pentru că El este Creatorul, El este separat, El nu este creat, El este ființa perfectă. Ca atare, El merită slava noastră, El merită proslăvirea, El merită închinarea, El merită slujirea noastră. În al doilea rând, nu doar că El este o ființă perfectă, dar El este Creatorul meu și Creatorul tău. Existența lui Dumnezeu sau existența unei ființe perfecte, deși adevărată, nu necesită închinarea și slujirea noastră. Să o luăm așa. Dacă Dumnezeu ar fi doar atât, o ființă perfectă, cea mai perfectă ființă la care noi am putea ca să ne gândim, care am putea ca să o concepem, dar n-ar fi Creatorul Universului, n-ar fi Creatorul tău și Creatorul meu, nu m-ar lega în niciun fel. N-ar necesita în niciun fel ca eu să mă închin la acea ființă. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică, dacă Dumnezeu este doar cel mai bun și atât, cel mai frumos om care există sau ființă care există, asta nu înseamnă că în mod necesar eu trebuie ca să mă închin sau să slujesc acelei ființe. Lucrul ăsta îl înțelegem prin simplu fapt că dacă ne uităm în jurul nostru și vedem ființe mai bune ca noi și vedem ființe mai frumoase ca noi, înțelegem că simplu fapt că sunt superioare noastre într-un sens nu necesită ca noi să ne închinăm lor. Nu necesită ca noi să le slujim în mod automat. Când treci pe stradă și te întâlnești cu un coleg care e mai deștept ca tine, nu zici, eu trebuie să fiu sluga ta, tu ești mai deștept ca mine, eu trebuie să te slujesc. Eu trebuie ca să te admir. Eu trebuie ca să îți dau toată adorarea mea. Nu! De ce? Pentru că simplu fapt că cineva este superior ție nu înseamnă că tu datorezi neapărat onoare, cinste sau adorare. Faptul că Dumnezeu este Creatorul nostru îl pune într-o relație cu noi absolut unică. Faptul că Dumnezeul perfect există este una. Înseamnă că El merită închinarea noastră, El merită slujirea noastră. Faptul că acest Dumnezeu este Creatorul nostru înseamnă că suntem obligați ca să-i dăm acea închinare, să-i dăm această slujire. Faptul că ființa aceasta perfectă este Dumnezeul Creator, te afli într-o relație cu El și ai responsabilități față de El. Îi datorezi onoare, îi datorezi dragoste, pentru că El te-a creat, pentru că El te susține. Pe de o parte, îi o dai pentru că o merită, este demn de această onoare, de această dragoste, și pe de o parte trebuie să-i o dai pentru că ești dator să-i o dai, pentru că El te-a creat. Sunt două lucruri absolut, absolut distincte. Lucrul acesta, de exemplu, putem înțelege în relațiile noastre naturale. Faptul, de exemplu, că părinții tăi ți-au dat viață în sensul natural, Dumnezeu ți-a dat viață în sensul supranatural, El a rânduit toate lucrurile, nu părinții tăi au puterea creativă. Dar în sensul acesta natural, faptul că sunt părinții tăi, da? Le datorezi ce? Dragoste și onoare. Și cât timp ești sub acoperișul lor, ascultare. Asta nu înseamnă că ei sunt demni de dragoste și onoare și ascultare. S-ar putea ca părinții tăi din carne, care te-au adus în lumea aceasta prin concepere și procreere, să fie niște oameni mizerabili. S-ar putea ca nimeni să nu le datoreze dragoste și iubire, ca nimeni să nu-i considere demn de dragoste și iubire. Dar pentru că sunt părinții tăi și ești în această relație cu ei, le datorezi aceste lucruri. Demnitatea unei persoane de a fi iubită, de a fi adorată este una și responsabilitatea ta de loialitate, de ascultare față de o persoană cu care ai o relație este alta. În relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu este și desăvârșit, și sfânt, și perfect, și total demn de dragostea care o cere și noi suntem obligați, datori ca să-i acordăm pentru că El este Cel care ne-a creat. Este important de înțeles această distinție. 3. Pentru că El este nu doar demn de închinarea noastră, de slujirea noastră, nu doar că suntem datori pentru că El ne-a creat, dar pentru că El este răscumpărătorul nostru. El ne-a creat și El ne-a răscumpărat.
Un comentator al psalmului acesta spunea, toți copiii lui Dumnezeu sunt de două ori născuți din Dumnezeu, o dată prin creație, iar a doua oară prin răscumpărare. Ne datorăm, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, existența lui Dumnezeu de două ori. Odată ne datorăm existența pentru că El ne-a creat și în al doilea rând, în mod spiritual, pentru că El ne-a răscumpărat. El ne-a născut din nou. Ne-a răscumpărat din moartea păcatului. Ne-a răscumpărat din căderea noastră în păcat, din răzvrătirea noastră. Așa este cu absolut toți cei ce fac parte din poporul lui Dumnezeu. Nu sunt doar făpturi create, ci sunt și răscumpărate de Dumnezeu. Dumnezeu nu are aceeași relație cu toate făpturile care le-a creat. Atunci când Adam și Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, atunci când părinții noștri, primii noștri părinți, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ei au rupt relația care există între om și Dumnezeu. Dumnezeu nu a mai fost din acel moment Tatăl nostru, Tatăl tuturor făpturilor umane care au provenit din Adam și Eva. El a rămas creatorul, El a rămas stăpân peste creația Lui, dar El este doar Tatălui celor care sunt înfiați prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. El nu este Tatăl tuturor, de aceea Domnul Iisus la un moment dat, când este confruntat de iudeii din vremea Lui, spune că ei sunt fii ai Satanei, nu a lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu sunt născuți într-un fel din Dumnezeu de două ori. Dumnezeu ne dă viață atunci când ne aduce în viața aceasta naturală și Dumnezeu ne dă viață din nou atunci când ne dă viață spirituală prin nașterea din nou, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos aplicată în viețile noastre prin credință. Dumnezeu este Dumnezeul nostru într-un sens pentru că este creatorul nostru și într-un alt sens pentru că este răscumpărătorul nostru. Așa de mulți creștini nu sunt mulțumitori lui Dumnezeu pentru că nu știu cât de mult a făcut Dumnezeu pentru ei. Nu înțeleg ce preț a plătit Dumnezeu pentru ei. De aceea este așa de esențial ca Evanghelia să ne fie vestită în mod constant, să medităm și să se arate în fața ochilor noștri harul lui Dumnezeu în mod constant. De aceea Apostolul Pavel spune că este hotărât ca să predice doar pe Hristos și pe El răstignit în mijlocul lor. Nu sunt interesat să vă aduc noutăți. Nu sunt interesat să vă fascinez. Sunt interesat ca în fiecare duminică, în fiecare miercuri, să vin și să vă arăt pe Hristos pe paginile Sfintelor Scripturii. Și să ne minunăm împreună din nou și din nou de harul lui Dumnezeu, de bogăția harului, la cât de mult a făcut Dumnezeu pentru noi, ce mare preț a plătit. Să înțelegem de fiecare dată mai mult și mai mult că avem atâtea motive ca să fim mulțumitori. Așa de mulți creștini nu sunt mulțumitori înaintea lui Dumnezeu pentru că nu înțeleg ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Nu înțeleg halul în care erau, nu înțeleg condamnarea sub care erau, nu înțeleg starea păcatului, nu înțeleg unde erau îndreptați înspre iad. Pentru ei Evanghelia este atât. Au înțeles și odată că Dumnezeu îi iubește, au făcut un legământ în apa botezului și după aia au uitat de Evanghelie. Evanghelia este viața noastră. Evanghelia trebuie înțeleasă din ce în ce mai mult. Evanghelia trebuie aprofunzită din ce în ce mai mult. Evanghelia trebuie iubită din ce în ce mai mult. Cu cât înțelegem profunzimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi, cu cât îi vom mulțumi mai mult. Cu cât suntem mai subțire în teologia noastră, în învățătura care o înțelegem și o cunoaștem, cu cât vom fi oameni mai puțin mulțumitori. Ce mare lucru a făcut Dumnezeu pentru noi? Bun, ne-a dat viață. Și acum toată viața mea să-i tot mulțumesc pentru că mi-a dat viață. Pentru că îmi pune o pâine pe masă. O, ce puțin înțelegem noi din cât a făcut Dumnezeu pentru noi. Ce puțin înțelegem noi din prețul care Dumnezeu a plătit ca să ne răscumpere din moartea în care ne aflam. Și ce mulțumitori am fi noi dacă am înțelege cât de mult Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Thomas Watson,
zicea la un moment dat că inima în care Dumnezeu revarsă un delemnul harului produce o persoană pe a cărui față strălucește un delemnul mulțumirii. Altfel spus, omul mântuit este omul mulțumitor. Omul răscumpărat, care cunoaște starea în care a fost și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, este omul care întotdeauna mulțumește lui Dumnezeu. Este omul mulțumit. Dacă vezi un om nemulțumit, ca fel de a fi, ca stil de viață, un om la care nu-i ajunge niciodată nimic, un om care niciodată nu este satisfăcut, un om care întotdeauna cârtește, un om care întotdeauna are ceva de comentat lui Dumnezeu, un om care nu este bucuros în Dumnezeu, ai de face cu un om care nu este mântuit. Pentru că un om mântuit este un om mulțumitor. Un om care a fost mântuit din adâncul iadului, indiferent care este starea lui pe acest pământ, știe că are toate motivele ca să-i mulțumească lui Dumnezeu. Pentru că în Hristos a primit totul. De la omul acela nu poți ca să iei ceva să-l faci nemulțumit. De la omul acela nu poți ca să-i faci ceva, să-i produci vreo suferință care să-i fure mulțumirea și bucuria. Pentru că bucuria lui, mulțumirea lui față de Dumnezeu este securizată în jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce-i poți tu lua? Averea? Viața aceasta pământească? De aceea Domnul Iisus ne spune să nu ne temem de cei care pot nimici trupurile noastre. De aceea Apostolul Pavel ne întreabă ce ne va separa pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Sabia, foametea, încercările. Nu există nimic pe această planetă. Nu există putere pe acest pământ sau sub el sau în lumea spirituală care ar putea să ne separe pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este nemărginită. Și când înțelegem acest adevăr și când înțelegem profunzimea ei, mulțumirea față de Dumnezeu va fi nemărginită. Mulțumirea noastră față de Dumnezeu va fi vizibilă. Oamenii din jurul nostru se vor minuna de transformarea care se produce în viața noastră. Măi, ce se întâmplă? Pentru că ieri erai un om nemulțumit. Ieri toate îți mergeau prost. Ieri ziceai că ai doar ghinion. Astăzi ai exact aceeași situație, exact aceleași circumstanțe. Dar astăzi ești un om mulțumitor. Astăzi au doar laude pe buzele tale la adresa lui Dumnezeu. Astăzi ești un om fericit. Ce s-a schimbat dacă nu circumstanțele tale? Astăzi ești un om cu aceleași circumstanțe, dar cu o altă credință. Cu o cunoaștere deplină a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Cu motive infinite la adresa lui Dumnezeu pentru mulțumire, pentru laudă și pentru slujire. Dumnezeu este demn de slujirea noastră. Dumnezeu este creatorul nostru, ca tare i-o datorăm. Și Dumnezeu este răscumpărătorul nostru. Ca tare, slujirea noastră nu vine din datorie, ci vine din dragoste față de Cel care ne-a răscumpărat. 4. Pentru că ceea ce Dumnezeu ne cere este ușor. Pentru că poruncile Lui sunt ușoare. Jugul Lui care îl pune asupra noastră este ușor. Dumnezeu nu ne poruncește altceva decât acele lucruri care ne vor produce bucuria în El maxim. Și în acest psalm, Dumnezeu nu este preocupat de altceva decât ca noi să ne aflăm bucuria în El. Decât să fim veseli și ca inima noastră să fie copleșită de dragostea lui Dumnezeu, în așa fel încât din ea să se revarse în mod constant bucurie și laude la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere nimic greu. Niciuna dintre poruncile lui nu sunt grele. Nimic din ceea ce ne cere ca să facem pentru El în viața aceasta nu este greu. Și toate sunt spre binele nostru. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Ceea ce face porunca lui Dumnezeu dificilă este păcatul nostru, nu porunca Lui. Durerea aceea care o simțim când trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și ne este greu. Este durerea care o simțim când păcatul este smuls din viața noastră. Păcatul se prinde, se ancorează de viața noastră și a băgat ghearele în inima noastră. Și când Dumnezeu prin cuvântul Lui, prin poruncile Lui ne depărtează de lumea aceasta și ne apropie pe El, păcatul
ne zgârie inima. Asta este durerea împlinirii poruncilor. Nu porunca în sine. Porunca în sine este dulce. Apropierea de Dumnezeu este frumoasă. Și după ce a trecut durerea despărțirii față de păcat, rămânem cu bucuria în Hristos, în Dumnezeu. Fiecare dintre noi am experimentat lucrul acesta. Când a fost evident în viața noastră că trebuie să facem ceva greu. Trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și ni s-a părut așa de dificil, așa de dureros. Și am stat și am murmurat și am zis, Doamne, dar dacă voi asculta, am așa de mult de pierdut. Doamne, dacă voi asculta, am așa de mult de suferit. Doamne, dacă voi fi ascultător, vor fi consecințe așa de grave. Și după ce am trecut de această teroare și am împlinit cuvântul lui Dumnezeu și am fost ascultător de Dumnezeu, am fost copleșiți de o bucurie nespus de mare. Și nu ne-a părut rău. Durerea nu vine din porunca lui Dumnezeu. Dificultatea nu vine din cuvântul lui Dumnezeu. Durerea și dificultatea care o simțim provine din starea noastră păcătoasă, din firea noastră care luptă împotriva poruncii lui Dumnezeu. Pentru că firea noastră este în război împotriva Duhului și firea vrea să ne depărteze de Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Porunca lui Dumnezeu pentru noi este ușoară. Voia lui Dumnezeu pentru noi este dulce. Este o motivație sublimă ca să ne închinăm Lui, să-I slujim Lui, indiferent cât de dificil ni s-ar părea, indiferent cât de costisitor ni s-ar părea, indiferent cât de greu ni s-ar părea ca să ascultăm în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, știind că poruncile Lui sunt ușoare pentru noi. Că poruncile Lui sunt gândite de Dumnezeu, ca El să ne apropie de El prin cuvântul Lui. 5. Pentru că n-a slujit pe Dumnezeu, te slujești pe tine. Dacă nu poți găsi un alt motiv care să facă sens pentru tine această seară, măcar atât, fii egoist. Caută-ți propria bucurie. Dumnezeu nu cere omului să-L slujească și să se închine pentru beneficiul lui Dumnezeu, ci pentru beneficiul omului. Noi suntem beneficiarii acestei porunci. Atunci când îl slujim pe Dumnezeu, ne slujim pe noi. Este în interesul nostru. Dumnezeu nu ne invită să-I dăm ceva ce El nu are, ci să luăm ceea ce noi nu avem. Noi nu avem pace, noi nu avem odihnă, noi nu avem liniște. Dumnezeu le are pe toate. Când Dumnezeu ne poruncește să ne închinăm și să slujim, El nu ne cere ca să-I dăm. El nu ne cere ca să ne golim noi de ceva, ci să ne umplem, să primim. Când rezistăm la porunca lui Dumnezeu de a ne închina Lui, de a-I sluji Lui, ne jefuim de bucuria care pretindem că o dorim. Noi pretindem că vrem să fim fericiți. Noi spunem că pentru aceasta ne luptăm. Să avem o viață fericită. Problema noastră nu este că ne dorim să fim fericiți. Problema este că nu ne dorim suficient de mult să fim fericiți. Ce ai fi în stare să dai pentru fericirea ta? Timp? Bani? Efort? Sacrificii? Ce a fost în stare să dea Dumnezeu pentru fericirea ta? Pe singurul Său Fiu. Dumnezeu a coborât din slavă și s-a întrupat în carne de om, dar fără păcat. Și a trăit o viață perfectă în mijlocul nostru. Și a fost batjocorit de noi, de creația Lui. Noi L-am scuipat în față. Noi am scuipat pe Dumnezeul care ne-a creat în față. Noi L-am biciuit. Noi L-am urcat pe cruce. Noi am bătut cuile în mâinile Lui. Dumnezeu a jertfit mult mai mult pentru bucuria ta decât tu ai vrea sau ai fi în stare să jertfești pentru bucuria ta. Nu pune sub semnul de întrebare motivația lui Dumnezeu pentru tine. Pune sub semn de întrebare motivațiile tale pentru viața ta și pentru bucuria ta. Când Dumnezeu îți poruncește să faci ceva, fii ferm convins că El îți poruncește pentru că te iubește.
și pentru că vrea ceea ce e mai bun pentru tine. Și atunci când tu vrei ceva contrar la ceea ce îți poruncește Dumnezeu, fii ferm convins că e mai bine ceea ce vrea Dumnezeu. Nici măcar nu pune pe Dumnezeu la îndoială. Nici măcar nu pune un semn de întrebare. Tu vrei una, Dumnezeu vrea alta. Aruncă la gunoi ce ai vrut tu. Că El vrea ceva mai bun. El vrea ceva mai mult pentru tine. El a jertfit infinit de mult pentru bucuria ta. Ca tare, caută-ți propria fericire. Slujește pe Dumnezeu din toată inima ta. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și vei fi fericit. 6. Pentru că atunci când îl slujești cu bucurie, foarte important, atunci când îl slujești cu bucurie, îl arăți pe Dumnezeu ca și fiind glorios și frumos și atractiv. Îl faci pe Dumnezeu să pară atractiv pentru cei din jur atunci când slujești cu bucurie. Îl afișezi pe Dumnezeu ca ceea ce este cu adevărat, un Dumnezeu minunat, sursa bucuriei adevărate. Atunci când te închini lui Dumnezeu, atunci când trăiești viața de credință murmurând, atunci când nu îl slujești pe Dumnezeu cu bucurie, faci un fel de fals în reclamă. Spui una despre Dumnezeu, dar viața ta afișează altceva despre Dumnezeu. Dumnezeu este glorios. Dumnezeu este minunat. Dumnezeu este demn de închinare. Dar tu dacă îl slujești toată viața ta murmurând, pe acum, frate, ce să fac? Trebuie să mă duc la biserică. Asta e. Altfel n-ajung în cer, frate. Asta e. Acum ce să fac? Mă duc să mă ponteze Dumnezeu acolo, să pună prezența. Acum ce să fac, frate? Trebuie ca să dau și eu bani în dărnicie. Ce să facem? Asta... Ceea ce spui lumii despre Dumnezeu este: eu n-am nicio bucurie în Dumnezeul meu. Nu fac nimic din bucurie, din dragoste pentru Dumnezeu. Tot ceea ce fac pentru Dumnezeu este greu. El nu merită lucrurile acestea. El nu merită efortul acesta. Dar când faci totul cu bucurie pentru Dumnezeu, spui lumii din jurul tău că Dumnezeu este așa cum este. Că El este demn. Că El produce bucurie în viața ta. Că El este cea mai minunată ființă care există. Că El este Creatorul. Că El te-a răscumpărat. Că El îți produce bucuria supremă. Este cum ai locui la marginea unui lac minunat, cu apă limpede, cristalină. Și tu ai spune toți locuitorilor din acel sat să nu bea din apă, că e otrăvită. Și bieții oameni, pentru că te-au crezut pe cuvânt, toată viața lor ar trăi chinuiți și fără sursă de apă. Și ar colecta apă de ploaie și apă murdară să nu moară când stau lângă lac cristalin minunat. Dar pentru că tu le-ai spus că apa e otrăvită, nu pot beneficia de ea. Asta facem noi. Asta facem noi. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, când cunoaștem sursa bucuriei, când stăm lângă lacul cristalin de bucurie, dar prin felul în care îl slujim, spunem oamenilor: apa e otrăvită. Pocăința e grea și dificilă și urâtă și trebuie să renunți la toate plăcerile tale și nu mai ai nicio satisfacție și ești un om nemulțumit. Și oamenii din jurul nostru ne cred pe cuvânt, sau mai puțin pe cuvânt, pe acțiunile noastre, și nu vor să guste din apa cristalină. Dumnezeu este sursa bucuriei. Dar dacă noi nu-L slujim cu bucurie, nu transmitem un mesaj adevărat despre cine este Dumnezeu, nu arătăm un tablou veritabil despre cine este Dumnezeu, trebuie să-L slujim cu bucurie pentru ca să-L arătăm pe Dumnezeu exact așa cum este El. Desăvârșit, sfânt, frumos, demn de închinare, sursa bucuriei adevărate. Este o provocare pentru fiecare dintre noi. Dacă viețile noastre îl arată pe Dumnezeu așa cum este El, nu doar dacă viața noastră, din punct de vedere de moralitate și de etică, asta este minimul, minimul. Și păgânii sunt morali. Dacă viața noastră este una bucuroasă,
este una atinsă de bunătatea lui Dumnezeu. 7. Trebuie ca să-L slujim pe Dumnezeu cu bucurie, pentru ca să ne pregătim pentru cer. Asta este imaginea pictată de noi, pentru noi de psalmist. Este imaginea cerului. Toți locuitorii pământului strigând de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Poporul său ales intrând pe porțile cetății, în mijloc a căruia locuiește Dumnezeu cu ei pe vecie. Și ei strigă și cântă laudele la adresa lui Dumnezeu în mod veșnic. Asta este tabloul pictat pentru noi. Este unul a cerului, unul a veșniciei. Dacă nu ai gustat puțin acum, aici pe pământ, din bunătatea lui Dumnezeu, în clipa aceasta, sentimentul care te cuprinde când te gândești la acest tablou este unul de plictiseală. Discutând cu un prieten despre cer, îmi zicea, măi, zice, înainte ca să discut cu tine și să fim noi prieteni mai apropiați, să discutăm despre cer, eu nu înțelegeam de ce oamenii ar vrea să meargă în cer. Mi se părea un loc foarte plictisitor. Știți ce e trist? La foarte mulți creștini li se pare cerul un loc foarte plictisitor. Păi, frate, numai asta să facem non-stop. Laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. Asta va fi scopul meu în cer. Nu în party, nu în tenis. Dacă n-ai gustat aici, din bunătatea lui Dumnezeu, dacă n-ai gustat un pic din bucuria eternă aici pe pământ, nu vei dori cerul. Nu vei fi pregătit pentru cer. Dacă n-ai gustat puțin acum, cerul va fi plictisitor pentru tine. Înainte ca tu să intri în cer, cerul trebuie să intre în tine. Aici. Înainte ca tu ca să stai în părtășie cu Dumnezeu în veșnicie, trebuie să stai în părtășie cu Dumnezeu aici. Bucuria infinită, care o vom cunoaște în cer, împreună cu Dumnezeu, a lăsat-o Dumnezeu pentru copiii lui astăzi ca o pregustare, ca un aperitiv a mesei cerești care ne așteaptă. Și suntem invitați încă o dată să gustăm și să vedem cât de bun este Dumnezeu. Slujește-L pe Dumnezeu din toată inima. Bucură-te în Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu ca să te pregătești pentru cer. Ca să vezi cât de minunat va fi în cer. Să ai un mic aperitiv, o mică pregustare de ospățul minunat, de fericire și de bucurie care L-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeul care ne-a răscumpărat, Dumnezeul care este sursa bucuriei noastre veșnice și sursa bucuriei noastre aici pe pământ. Amin.